Autobloc.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova. Salutare tuturor! Întâi de toate vreau să vă prezint pe soția mea, Irina. Nu plecăm în vacanță împreună, ci plecăm la un eveniment auto și este pentru prima dată de când de fapt am început eu să mă ocup cu asta, când, uite, am primit o invitație împreună cu soția. Arată salutări la toată lumea! Ok, faza care e? Zburăm la un eveniment Porsche, despre asta știți deja, însă noi la momentul în care filmăm acest video nu cunoaștem prea multe lucruri. Știm unde vom ateriza, știm unde vom dormi, dar mai mult absolut nimic. Deci, în legătură cu acest lucru, vă invităm cu noi să urmăriți acest vlog și să vedeți ce ne așteaptă acolo la destinație și ce avem să vă spunem. Pe curând! Uite că după ceva peripeții pe care le-am avut prin aeroportul din Frankfurt, în sfârșit am ajuns aici. Irina nu degeaba râde, știe ea de ce sau ce am eu în vedere. Niște peripeții foarte rușinoase. Da. S-a întâmplat să pierdem un document acolo, dar ne-am descurcat până la urmă. Uite că am aterizat în Praga. Acum ar trebui să îi întâlnim pe băieții de la Porsche și să vedem ce program avem mai încolo. Însă sfatul meu este să nu încercați să zborați cu transfer prin Frankfurt dacă, uite, ai mai puțin de 2 ore. Ar trebui să aveți un pic mai mult de 2 ore pentru că aeroportul este foarte mare. Porsche nu produce venuri, însă întotdeauna ne duce pe venuri de la Volkswagen la evenimentele lor. Doar priviți, iată, ce inscripție frumoasă aici pe acest ven. Acesta este sloganul evenimentului și acum ar trebui să urcăm și plecăm la hotel. Da, sigur. A fost destul de bine. Zborul ușor. Atât timp cât avionul nu cade, zborul e bun. Da? Cât nu rămâne în aer. Da, cât nu rămâne în aer. Uite că am ajuns și la hotelul nostru, Mama Shelter. Se spune că este unul dintre cele mai noi hotele de aici. Hai să vedem ce ne-au pregătit ei. Irina are o ocazie rară să despacheteze cadourile pe care eu de obicei le primesc și stau la mine pe pat. Hai, Irina, dă-i bătaie. Ta-dam! Ce ai acolo? Opa! Cușma! O căciulă! Așa. Și... încă o căciulă! Pentru că e frig în Praga zilele astea, nu? Da, chiar plouă. Ce mai ai? Și aici este... ceva stickere și probabil ceva informație, nu? Da? Nu știu, dacă am greu să... trebuie să fac. Ok. Hai că asta ar trebui să fie informația. Stai un pic. Asta ar trebui să fie informația despre Taycan. Ăsta este modelul pentru care am venit noi, de fapt, aici. Și uite că aici ar trebui să am și un welcome letter. Deci o scrisoare în care... putem să vedem mai multe detalii despre eveniment, dar uite că nu este așa. Mai e nimic informații aici. Deci ce vă spuneam? Avem un ghid pe ecrană. Ce avem? Un ghid, adică cu locurile, cred că cele mai populare, fine. Restaurante și altele. Fain. Da, dar eu uite, ar trebui să vezi ce e scris aici. Call me. XOXO, Mama Loves Porsche. Foarte fain hotelul ăsta.
așa, destul de axat pe public tânăr. Bun, atât până aici a fost. Ăsta a fost drumul nostru până în Praga. De mâine începe veselia și noi neapărat o să vă arătăm ce ne așteaptă aici, dar deocamdată singuri, cum spuneam, nu prea știm ce o să ne aștepte mâine. Dar haideți să vedem! Bom. Uite că a venit și ziua evenimentului, am ales cu Irina un pic să ne plimbăm prin oraș, pentru că este un oraș foarte frumos. Avem evenimentul la ora 6 seara și am zis să vedem un pic din Praga și vă invităm și pe voi alături de noi să vedeți câteva secvențe foarte frumoase de pe aici. Pe mine mai rar o să mă vedeți în cușmă, dar chiar e foarte frig aici. Avem vreo cât 5-6 grade, ceva de da, genul ăsta. La 6. Ia zi-mi primele impresii. Este foarte frumos. Doar atât? Că de frumos e frumos. De frumos, toată lumea știe că e frumoasă Praga. Hai pe aici, că aici să scări. Aș prefera să avem și la noi în Chișinău așa un parc frumos. Da. Mai avem cu așa priveliște. Mai avem de așteptat vreo 3.000 de ani. Ok, hai să mergem spre orașul vechi și o să vă arătăm mai multe locuri frumoase de acolo. Eu sunt deja a treia oară în Praga. Prima dată am venit cu niște filmări în, nici nu mi reamintesc în ce an. Știu că era anul în care deja am avut regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană și uite, noi am fost chiar una dintre primele mașini care a ajuns la hotar cu România și am ieșit din țară fără a avea nevoie de vize. Deci, și uite, atunci am făcut un tur mai mare prin Europa și inclusiv am ajuns și în Praga, unde colegii mei de la știri de atunci au făcut și un reportaj. După asta am mai venit odată în Praga, vreo 2 ani în urmă, dacă nu greșesc, după salonul auto de la Geneva. Mai obișnuiesc să le fac băieților așa o seară de relaxare, dacă vreți voi, după saloanele astea mari, pentru că sunt destul de grele și ne obosim destul de mult acolo. Și uite că, având un prieten foarte bun aici în Praga, care a fost cu noi inclusiv la salon, după Geneva am venit în Praga cu mașinile și am stat aici, nu știu, o zi, da, o zi și o noapte și a doua zi am plecat. Dar țin minte că a fost o zi plină de experiență. Uite, atunci nu am reușit să mă plimb așa cum o fac acum cu Irina. Însă, uite că acum recuperăm și o să vă arăt și vouă cât mai multe de aici. Am ajuns și în orașul vechi, suntem chiar în centrul acestuia. Aceasta este piața centrală din orașul vechi. Ar trebui să veniți aici și să vedeți această catedrală care este în spatele meu. Mie îmi place tare, tare mult. Irina, cred că a terminat deja toată memoria de la telefon cu selfie mai și am, tot. Mai am câteva călătorii, așa că sunt mai activă. Spuneți-mi și voi cine a fost din voi prin Praga, cine a fost în aceste locuri și ce locuri frumoase ați mai văzut. Poate sau mie la sigur o să-mi scape mai multe locuri pentru că nu avem atât de mult timp pe aici. Dar oricum, spuneți-mi și voi ce ați vizitat în Praga. Și uite că a venit momentul să pornim la eveniment. Trebuie să urcăm într-un autobuz, într-un autocar, ceva mai vechi, dar cei de la Porsche spun că evenimentul începe chiar acum și abia așteptăm să vedem ce o să fie acolo, nu? Nu? Da! Astea sunt autocarele despre care vă povesteam.
Și se pare că avem deja un program pregătit chiar acum. Take it and keep it. I will tell you later, okay? Okay. Take it and keep it. Thank you. Ia uitați-vă ce atmosferă avem deja aici pregătit. Hello. Hello. Welcome on board. Thank you. Primele impresii local. Cum? Mâncăm popcorn? Deodată, da, popcorn. Da, puțin, dar e gustos, da. Vrem mai mult. This bus will take you to the places cannot imagine at all. După vreo cât, jumătate de oră am mers noi, nu? Uite că am, uite că am ajuns. Mi s-a dat șampanie pe drum ca să treacă mai repede timpul. Dar uite că acum a venit momentul să ieșim deja din autocare. Nu degeaba au pus toate aceste copertine aici ca să nu vedem unde ajungem. Și imediat vreau să vă arăt ceea ce o să văd și eu prima, pentru că nu știu unde sunt. Thank you. Wow. Iată ce avem aici. Eu intuiesc că este o electrocentrală sau ceva de genul ăsta. Pentru că altfel nu înțeleg de ce am ieșit în afara orașului Praga. Și am mers ceva timp, am mers cam vreo oră. Cam chitiv, nu? Un pic. Da, este cam scary, scary. Mergem printr-un tunel și cel mai probabil că vom ajunge acum la mașină, doar privit cât de frumos fac ei acest show. Miroase a mâncare înseamnă că aici e toată treaba. Am ajuns la momentul când trebuie să fie prezentat Taycanul și mașina trebuie să fie acolo sus, ascunsă și probabil o să coboare în jos. Este uimitor ce au făcut ei aici. Totul are la bază electricitatea și istoria ei. Pui o mașină de 2 tone acolo, atât de sus, la vreo 15 metri înălțime, 20 poate, și să ții acolo, asta doar Porsche poate să facă. Ladies and gentlemen, we would like to introduce you Taycan! Asistat la una dintre cele mai nebune prezentări pe care le-am văzut eu vreodată. Și spun asta pentru că niciodată nu am văzut, eu nu știu, o prestație atât de frumoasă în cadrul prezentărilor la care am fost eu.
acrobații, tot felul de lucruri, un show din lumini și multe, multe alte chestii, o muzică extraordinară. Deci asta mi-a plăcut tare mult. Eu chiar am rămas impresionat și asta pentru că poți cu adevărat de pune un suflet tare mare în mașinile astea și asta, și asta se simte. Pentru că ei au creat una din primele mașini electrice mulți, mulți ani în urmă și tot ei, uite că acum spun că de fapt nu au făcut primul lor model electric, dar de fapt au revenit la mașinile electrice. Foarte multă lume compară acest model cu ceea ce oferă Tesla. Însă credeți-mă, în termen de materiale, în termen de performanțe, Tesla nu este nici măcar alături. Și spun asta pentru că Porsche Taycan în versiunea Turbo S accelerează până la 100 de km la oră în doar 2,8 secunde și o poate face până la 200 de km la oră de pe loc, deci 0-200 în doar 9,8 secunde. Și asta este o nebunie curată, doar priviți cât de multă lume vrea să atingă aceste mașini și să urce în ele. Iar mergând mai departe pe partea de performanță, aflați că cineva a testat mașina asta de 26 de ore, au accelerat de la 0 până la 200 de km la oră și uite că performanțele ei, performanțele bateriei nu au fost, și a motoarelor nu au fost afectate. Asta este absolut uimitor pentru că așa ceva nu prea poți face cu alte modele electrice. Totul în cazul acestei mașini ține de aerodinamică. Aerodinamica ei este de doar, are un coeficient aerodinamic de doar 0,22. Asta, credeți-mă, este o cifră foarte mică. Mașina asta este oferită acum pe piață în câteva versiuni, 4S, Turbo, cel pe care îl vedem aici, și cel mai important, Turbo S-ul, care este și cea mai tare versiune. Haideți să vă arăt un pic, că vorbeam despre aerodinamică. Aceste mânere sunt retractabile. În mod normal, odată ce pornești cu mașina, ele vor intra înăuntru și astfel aerodinamica mașinii va fi mult mai bună. Pe partea de aerodinamică puteți vedea și șantele astea aerodinamice, nu degeaba sunt ele acoperite aici, pentru că astfel rezistența aerodinamică este mai bună. Și în același timp, mașina asta este încălțată cu anvelope Michelin Pilot Sport 4, tipul de anvelope cu care sunt încălțate mașinile lor cele mai tare în termen de performanță. Și voi deschide un pic ușa de aici, puteți să vedeți și acest lucru că nu au rame la uși, dar în același timp geamurile sunt duble, deci este un sloi dublu de din sticla aici și asta e făcut pentru ca antifonarea să fie mult mai bună. Hai să vedem un pic și portbagajul. Iată, voi deschide, este aici undeva butonul. Hai să vedem. Iată portbagajul, puteți vedea că aici există un case în care stau toate chestiile necesare pentru a încărca mașina și a o conecta la priză. Puteți vedea că bancheta poate fi rabatată astfel, poți încărca lucruri ceva mai mare aici și uite, așa, poate fi închis. Mașina asta este mai scurtă cu 5 cm decât o Panamera. Asta ca să vă închipuiți cât de lungă este. Puteți vedea aici în față, farurile sunt Matrix LED. Asta este important, pentru că aceste faruri sunt și cele mai bune pe care le are Porsche. Prima impresie de aici, de la volan. În primul rând avem acest ecran curbat de 10 inci. Este una din chestiile cele mai importante despre care trebuie să povestesc la Taycan. Ecranul ăsta este curbat și astfel informația este afișată într-un mod foarte impresionant aici. Din păcate, mașina nu o pot porni, astfel încât să vă arăt și meniul, dar este un meniu absolut nou și uite, o grafică impresionantă. Volanul, bineînțeles, sunt 3 spițe, puteți vedea ceva tipic și pentru faptul că mașina asta, uite, inclusiv ca multe alte modele din gama Porsche, s-a inspirat de la 918 și are un selector aici pentru modul de rulare. În mod normal este Sport, Sport Plus, Confort sau Normal, așa cum este la Porsche, și bineînțeles mai e și un mod individual. Super ok, uite ce grafică frumoasă are și inclusiv cărți prin Google în 3D. Mai există și o tabletă aici pentru climatizare, în mare parte pentru a selecta încălzirea scaunelor și pentru ventilarea lor și multe alte lucruri. Inclusiv muzica o poți selecta de aici,
sau uite, ai shortcut-uri de aici pentru telefon, pentru muzică și pentru setări și când apeși, simți o vibrație în acest ecran și așa înțelegi că ai selectat ceva. De aici poți deschide portbagajul din spate și inclusiv poți deschide și capota, dar acolo tot ai un spațiu de depozitare. Mergem mai departe. Uite, asta este interesant. Acest ecran este, acest monitor este opțional oferit pe Taycan. Este ceva în stilul modelelor, de fapt am vrut să zic Porsche, în stilul modelelor Ferrari. Pentru că la Ferrari pentru prima dată am văzut un ecran opțional care să fie pentru pasagerul din dreapta. Pasagerul din dreapta poate vedea foarte multe detalii în privința, hai să zicem, nu știu, a direcției de mers, de exemplu, sistemul de navigație, viteza și multe, multe alte lucruri. Deci dacă o ai pe mama alături cu tine în mașina asta, nu ai vrea să ai acest ecran sau cel puțin să schimbi de acolo ce arată el, pentru că de obicei un Taycan poate merge cu o viteză destul de mare. Oh, și domnul Bogdan este aici. Bogdan, ia spune-mi, noi am venit împreună, dar spune-mi, te rog frumos, care e impresia ta despre Taycan? Băi, e o chestie bestială, deci eu chiar pe bune așteptam premiera asta și... Deci eu n-am cuvinte. Dar stai, o așteptai? De ce o așteptai? Mașini electrice sportive, să spunem așa, sunt pe piață. Eu sunt de ce Taycan pasionat de mașini, dar anume sunt pasionat de mașini electrice. Deci eu sunt întotdeauna în așteptare de oricare premiere, tot ce ține de mașini electrice. Ele se dezvoltă cu niște pași imenși și Taycan este o, să zicem, o deci are foarte multe chestii inventate care au apărut în ea prima dată, deci nu a mai făcut nimeni așa ceva. Este chiar o, nu știu, o altă etapă în evoluția mașinilor electrice. Prin soțile noastre tot băteau în geam și până la urmă au decis ca să vină și ele în mașină și să se alăture discuției cum ar fi. Plouă, da. Fetelor, voi sunteți așa, din firea voastră, mai emotive. Cum spuneți, cum a fost în general evenimentul și impresiile voastre despre mașina asta? Cred că a fost, chiar dacă știm că Porsche întotdeauna organizează niște evenimente super faine, cu siguranță pot să spun că a fost peste așteptările mele, cel puțin, și ca de obicei au putut să intrige, au putut să dea ceva nou, au putut să, într-adevăr, să uimească. Cred că asta e cel mai important. Dar și ceea ce se întâmplă cu mașinile lor și cu fiecare model nou scos, deci asta cred că e cel mai fain. Irina? Nu știu, a fost ceva spectaculos. Chiar nu mă așteptam să fie un program atât de încărcat. Încărcat și chiar îndelungat și chiar nu știam unde este mașina asta, unde se ascunde. Ok, eu am plecat de acolo pentru că riscam să iau bătaie. Domnul, ia spune-mi, te rog frumos, pentru că registrăm aici pentru Autovlog Media. Zi-mi, te rog, Rareș, ce părere ai despre mașina? E o mașină foarte frumoasă, are niște forme foarte, foarte drăguțe. Uite, aerodinamica aici la roți. E ceva interesant, nu? Da. Dar ceva... tu fiindcă un cunoscător al brandului, nu te-ai speriat prima oară când Porsche a anunțat că faci o mașină electrică? Ăsta-i viitorul, nu? Poate-i prezentul. Ăsta-i viitorul, sau prezentul, da. Mai lucrăm la partea de stațiile de încărcare. Ar trebui. Ușor, ușor, zicăm înainte. Zicăm. Până la urmă, dacă facem noi asta și dacă nu facem, viitorul tot vine peste noi. Așa este. Îți mulțumesc tare mult că ai intervenit aici și... are văzut. De mult nu ne-am revenit. Tot de la Chișinău, dar eu aștept o invitație la Cluj, cu adevărat. Aștept o invitație. Cheers, mate. Numai bine. Filip e băiatul care m-a invitat aici și mulțumesc tare mult pentru asta. Plăcere noastră. Mai bine baftă. Știu că ai internship pe treaba asta și îți urez evoluez cât mai departe în cariera ta. Mulțumesc. Să faci treaba. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Uite că multă lume frumoasă aici la evenimentul ăsta, cu adevărat. Au adunat în jur de 200 și ceva de oameni de pe, din 26 de țări. Asta este cel mai important pentru că Porsche Central în Eastern Europe, ăsta este oficiul care ne-a invitat aici, răspunde de 26 de piețe și 200 și ceva de oameni și eu chiar sunt foarte onorat că am fost și eu unul dintre ei. Spuneți-mi și voi ce părere aveți despre Taycan. Spuneți-mi ce părere aveți
despre acest eveniment. Poate a fost un reportaj ceva mai lung, dar oricum am avut multe lucruri să vă spun. Mersi tare mult că ați urmărit acest video. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Urmează multe reportaje interesante. Mai târziu voi testa Taycanul undeva după anul nou, cam așa stă treaba cu el. Dar oricum, până la test drive-ul cu Taycan, o să am multe alte reportaje interesante aici. Și nu uitați să urmăriți Instagram-ul meu, pentru că acolo am postat și postez de obicei multe lucruri de la evenimentele noastre. Radu nu râde cât e. Eu te-am văzut. Salutare, papa, la toată lumea! Autoblog.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova.